După un Crăciun și un revelion cu temperaturi peste medie de primăvară timpurie, în zilele următoare lucrurile par să se schimbe, iar expresia gerul bobotezei chiar să se adeverească. Un val de aer polar lovește România și aduce cu el temperaturi extrem de scăzute, mai ales pe timpul nopții. Fenomenul se instalează începând din această noapte, când în anumite zone mercurul în termometre va scădea până la minus 16-minus 17 grade minime vor fi în scădere de la o medie de 1 grad în prima zi până în jurul la minus 8 grade în dimineața zilei de 5 ianuarie. Cerul va fi mai mult noros și local pe parcursul nopților va ninge. Cantitățile de apă pot depăși izolat în Carpații Meridionali 10 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ce vor depăși la rafală 50-60 km pe oră, viscolind sau spulberând zăpada. Vremea începe să se mai încălzească ușor abia de pe 6-7 ianuarie, când valorile termice diurne se vor menține peste pragul de îngheț.